deschide, da? Facă direct sănătate publică, o să facă traseul de circuitul de intrare și după aia ieșire, obligatoriu. Ca să nu se intre bulup, să iasă tot pe aceeași parte pe o să intre. Ușile de acces pozite sau închise? Ușile de acces laterale. Asta, de exemplu. Da. Păi să vorbim de ei. O să vorbim cei de la DSR, trebuie să nu stabilească ei. Exact. Trebuie să ai un circuit pe unde se intră, pe unde se circulă și pe unde se iese. Să fie un flux, să nu se intersecteze cei care intră cu cei care ies. Se creeze... Asta poate face traseu, dar să e zona... A spus și domnul trecut. În regulă, hai să vedem pe partea de carne și produse. Carne... Acum, da? Asta e, deci are bol, nu sunt mulți aici, nici foarte mari aglomerații, pentru că nu e ocupată toată. Da. Am decât 4 filiași în... Dar oricum ele sunt delimitate, între ele ca și standuri, e... cred că e în regulă. Ceea ce e doar zonă de produse, de origine animală, da? Da, dar
congelat. Tot ce e congelat, da. Partea asta. După? Aici avem pâine. Zona de panificație. Una, cele două zone de pâine. Se intră pe acolo și să fie evacuată. Aici e carnea proaspătă. Care e total delimitată. Intrare pe acolo, da. Și de pe cealaltă. Poate... Bună ziua! Aici e doar carne proaspătă. Da. Bun. Mașina de spălat și de măturată. Aici e carne proaspătă, partea... Acolo e două alea, dar care are și ieșire... Lactate? Cum? Lactate. Acum merge, fie pe stânga. Da, așa o fie de aici. E doar partea de ieșire. Ca să mergem la pește, să zicem afară. Ok. Și mai întreb pe unde ar fi? Stânga. La zona de lactate. Da. Așa plouă, domnul. Acolo stăgeam, nu, așa, smurtare, plouă, piele.
Pune mâna de la mână și faceți ușă. Noi suntem afectați cel mai tare. Astfel încât între persoane corect, să fie și persoane 2 metri, da? Corăcori, noi da, nu avem normativ pentru tarabe, avem normativ pentru persoane. Corect. Da? Corect. Luăm în calcul că ei sunt despărțite de 60 de centimetri. Deci exact așa e poziționat, astfel încât distanța dintre persoane să fie de 2 metri, cel puțin 2 metri. Ok. Da? Trebuie să trimite și nouă planul. Da. Vă ajutăm la conceperea lui, da? Pe partea lui. Cum v-ați gândit cu interdicție? Nu așa cum ați mai trebuit cu atât. Da, haideți să facem o scurtă declarație pentru presă și după asta trebuie să facem un... De aici unde trebuie presă, haideți în partea asta. Așa, bine. E ok așa. Păi, da. Vă dați numai departe. Haideți să vedem. Da, bun, bună ziua, mulțumim domnilor jurnaliști pentru prezența de astăzi. E o vizită în teren împreună cu domnul Andrei Carabelea, primarul municipiului Piatra Neamț, cu domnul director de la DSVSA, domnul Sorin Ulea, domnul director al Direcției Sănătate Publică, domnul Radu Crăstrău, domnul doctor epidemiolog Dana Marcoci, șefii structurilor IPJ și ISU, domnul Paul Tandan, de IPJ și domnul Mihai Mica de la Inspectoratul Situației de Urgență. Căutăm să identificăm împreună cu administrația publică locală, împreună cu celelalte instituții de față, astăzi, cele mai bune și corecte în contextul noilor ordonanțe ale Guvernului României cu privire la posibilitatea ca piața centrală din municipiul Piatra Neamț să poată să-și desfășoare activitatea în continuare și mă refer și la comercianți și producători. În mod clar, din ceea ce am văzut și din discuțiile preliminare avute cursul dimineții de astăzi împreună cu domnul primar și colegii directori. Clar, zona de desfaceri pentru produse lactate, pentru produse de panificație, pentru ouă, pentru produse de carne congelată, carne proaspătă, zona de produse de pește. E clar că ele pot rămâne, din punctul meu de vedere, la acest moment, să-și desfășoare activitatea în zona de interior a pieței centrale. Urmează să discutăm astăzi în continuare și vedem posibilitatea reală și legală ca și cei care își desfășoară activitatea pe sector fructe, legume, să găsim soluțiile cele mai legale, dar și cele mai bune pentru comercianți, cât și pentru cetățenii din Piatra Neamț care vin și au adresabilitate către piața centrală, de a găsi împreună cu Direcția Sănătate Publică și Direcția Sănătate Siguranță Veterinară
și alimentelor de a găsi soluții pentru circuite în interior, cu o singură intrare, cu o singură ieșire, cu respectarea tuturor normelor de distanțare socială, de protecție, inclusiv poliția comunitară. Am avut astăzi discuții și cu domnul comandant Paul Zavan și cu primarul Andrei Carabelea pentru a fi poliția comunitară în ambele, și la ieșire și la intrare, pentru a asigura fluxul persoanelor în interior, și căutăm să identificăm soluții și tehnice pentru a scoate o parte într-un scenariu în care producătorii sau cei care sunt comercianți de legume și fructe să poată să-și desfășoare activitatea în piața centrală, să găsim soluții tehnice de a putea delimita parte din peretele cu panosevi și parte din peretele cu sticlă, să scoatem o parte din acești pereți pentru și să ridicăm trapele care sunt în plafonieră, în tavan, pentru a putea avea o zonă cât mai deschisă. În soluțiile pe care le vom identifica în cursul zilei de astăzi, o să anunțăm cu privire la posibilitatea ca imediat activitatea comercianților din piața centrală să poată fi desfășurată în bune condiții în continuare. De altfel, o să vă spun și domnul primar, soluții imediate, precum amenajarea unei zone de corturi, amenajarea de tarabe în exterior, sunt prevăzute la acest moment, sunt discutate de sâmbătă, inclusiv ieri, dar căutăm soluția care să fie agreată și de comercianți, în care să poată în continuare să-și desfășoare activitatea, încercăm noi, în interiorul pieței centrale. Domnul primar. Mulțumesc, domnule prefect. Mulțumesc tuturor colegilor de la instituțiile reprezentate astăzi aici. Am discutat în această, dimineață împreună, tocmai pentru că este foarte important să facem toate eforturile pentru a respecta măsurile de protecție impuse de specialiști. Înțelegem contextul și trebuie să facem apel la înțelegere din partea tuturor celor implicați, că ne referim la comercianți, că ne referim la consumatori. Vreau să asigur pe toată lumea că înțelegem nevoile fiecăruia. În aceeași măsură trebuie să, facem tot ce ține de noi pentru a respecta măsurile de siguranță. Împreună cu echipele și coordonatorii instituțiilor reprezentate, vom asigura acele fluxuri pentru a permite în continuare funcționarea pieței centrale din municipiul Piatra Neamț. Așa cum a spus și domnul prefect, luând în considerare și pentru, în acest sens, vom avea discuții cu proiectantul și cu constructorul halei pentru a reuși să delimităm, să decupăm din pereții exterior, în așa fel încât piața să aibă un regim deschis și pentru a asigura aerisirea de care este nevoie. Până la finalul zilei vom avea probabil un plan de măsuri, în așa fel încât să asigurăm în continuare funcționarea pieței. Vă mulțumesc! Dacă sunt întrebări din partea noastră, domnule prefect, în alte orașe din județul Neamț au fost găsite măsuri, de exemplu Târgu Neamț, Roman, vi s-a cerut sprijinul tot așa pentru găsirea unor soluții? O să facem o declarație de presă și conferință de presă la ora 13. Pe scurt, da, în municipiul Roman, piața centrală este în aer liber, este deschisă în totalitate, iar separat, total separat de piața centrală, este o clădire care, denumită în continuare Hala Centrală în România, efectiv este un spațiu comercial adresat producătorilor sau celor comercianților de produse lactate și produse de origine animală. Dar sunt lucruri distincte separate, adică nu sunt probleme. La Târgu Neamț, în discuțiile avute cu domnul primar Harpa, s-au identificat soluții ca doi pereți laterali să fie ridicați la piața din orașul Târgu Neamț, ca ei să poată să-și desfășoare în continuare activitatea înăuntru, dar cu doi pereți laterali ai construcției respective ridicate. Lucru pe care încercăm să găsim o modalitate tehnică și pentru piața centrală din Piatra. În mod clar, dimensiunile pieței centrale din Piatra sunt nesuperioare celor din Târgu Neamț. E o alt aflux de oameni, alt aflux de comercianți, e mult mai mare, vorbim de alte dimensiuni, în mod clar.
Comercianții din piață au făcut o paralelă între starea de urgență și situația actuală. Este vreo diferență? Ei invocă faptul că nu s-a îmbolnăvit nimeni în piață și nu a fost niciun caz de COVID până în prezent. În condițiile în care în starea de urgență au fost foarte mulți oameni aici, s-au respectat niște circuite. Și în condițiile în care în campania electorală abia încheiată au venit foarte mulți oameni fără mijloace de protecție și tot nu s-au îmbolnăvit nimeni. Legislativ sunt diferențe între starea de urgență din perioada martie-mai și starea de alertă din prezent. Sunt mici modificări legislative. Modificările legislative sunt în sensul celor pe care au fost prezentate în ordonanța de guvern. Mai departe, căutăm soluții. Eu pot fi de acord până cu dumneavoastră până la un anumit moment. Cu dumnealor. Sau cu dumnealor, dacă sunteți vocea dumnealor, că se respectă măsuri. Nu avem de unde să știm câtă lume care are adresabilitate la piață dintre cumpărători se îmbolnăvesc sau nu luând virusul de aici. Asta e o ipoteză de discuție, dar date certe în sensul ăsta nu are nimeni. Dar căutăm, repet, măsuri și soluții să putem fi în continuare să ne desfășurăm activitatea în piața centrală așa cum este în prezent, cu anumite sarce sau norme în plus pentru administratorul pieței, care să le aibă în vedere. Mă refer, circuite, distanțare socială, distanțarea poate a zonei de boxe sau a tarabelor, distanțare cu privire la populația care intră, la clienții care intră în interiorul pieței. Deci vor fi un set de măsuri. Încercăm să nu relocăm în spațiu exterior, încercăm să lăsăm în spațiu exterior, dar să găsim soluțiile cele mai optime. Și inclusiv cu cei doi pereți de care vorbeam, lateralul cu panou sandwich, frontalul principalul cu perete tip cortină cu geam, care să fie date jos pentru a asigura circulația aerului. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Mai vă rog, domnule. Este luni. Și acești oameni care sunt în piață, probabil că așteptau de când a avut hotărârea de guvern un dialog. A avut loc acest dialog până astăzi? Dacă da, poate ne spune cineva ce dialog au avut. Și profitând de faptul că sunt de data asta și domnii de la DSVSA și domnii de la DSP, întreb și eu, că acum am ieșit în spate, vânzarea pe Caldarâm este legal în România sau nu? Dacă da, ce reglementare există pentru asta? Dacă nu, de ce se face? 3. Dacă ieșim împreună cu șeful poliției locale și mergem un pic în spate, o să vedem două baruri, vă pot arăta și poze, în care se bea afară, fără măști, fără nimic. Este corect? Nu este corect? Sunt întrebări legitime, zicem. Mulțumesc! La prima dintre întrebări am să vă răspund eu. Sâmbătă dimineața am fost aici în piață și cu unii dintre comercianți am discutat. Pot să-mi asum faptul că nu am reușit să fac o consultare temeinică, așa cum ar fi fost necesar, tocmai și datorită regimului urgenței care a intervenit sâmbătă. În ceea ce privește situația comerțului pe Caldarâm, așa cum a spus dumneavoastră, din câte știu este nereglementat, dar trebuie să mă documentez și pe acest subiect. Vă mulțumesc. În legătură cu ce ați întrebat, șeful poliției comunitare este aici. Din punctul meu de vedere, masca se poartă obligatoriu în spații închise și spații deschise de pe raza teritorială a județului Neamț, inclusiv în municipiul Piatra Neamț. Terasele, dacă nu sunt închise cu patru pereți și e concept doar de terasă în spațiu deschis, pot funcționa la acest moment. Mai departe, există obligativitatea purtării măștii de protecție. Dacă nu se respectă purtarea măștii de protecție, organele abilitate, respectiv poliția, ar trebui să ia măsuri cu persoanele care nu respectă astfel de măsuri. Dacă nu mai sunt întrebări, domnilor din presă, o să vă rugăm să ne permiteți să dialogăm și cu comercianții și cu oamenii care s-au adunat aici. Mulțumesc! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua.
spuneți dumneavoastră prima dată și noi vă ascultăm și după aia vă spunem. În primul rând, aș vrea pe cât posibil să încercăm să ne distanțăm puțin. Nu exagerat. Eu zic că ne auzim și de mai la distanță dacă avem un dialog civilizat. În al doilea rând, rog pe toată lumea să poarte masca așa cum trebuie. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru înțelegere. Și credeți-ne că suntem aici tocmai ca să reușim să găsim acele soluții care să înțeleagă pe de o parte nevoia de respecta măsurile de siguranță, pe de altă parte înțelegere din partea dumneavoastră să reușim să respectăm niște fluxuri. Spuneți-ne cum putem să vă fim de ajutor, cum vedeți funcționarea mai departe dumneavoastră. Înțeleg și facem eforturi să evităm scoaterea tarabelor afară, pentru că, într-adevăr, vine iarna, frigul și condițiile de vânzare ar fi improprii afară. Dacă sâmbătă am considerat această soluție viabilă, astăzi, într-adevăr, mi se pare un efort pe care n-aș îndrăzni să vi-l cer. Am pregătit porturile, după cum vedeți, tocmai considerând că poate reușim să condensăm timpul de comerț efectiv și să încurajăm cetățenii orașului să vină să facă cumpărăturile de la piață într-un orar care să presupună mai puțin efort fizic și din punct de vedere al suportării temperaturilor scăzute afară. Căutăm soluții, după cum spuneam și alături de domnul prefect, căutăm soluții să recupăm din pereții pieței pentru a avea un regim semideschis care să ne permită menținerea funcționării pieței în condițiile date de specialiști. Vă ascultăm pe dumneavoastră. Puneți! Noi să vindem în piață centrală, nu afară. Toți, de aici. Noi am semnat... Eu aș avea o problemă dacă, care mi-o pune în gândul meu. Dumneavoastră sunteți reprezentantul guvernului, domnul prefect. Eu, da? Da. Domnul Orban a luat o soluție ca marketurile, care sunt marketurile în Piatra Neamț, mult mai îngrămădite și mult mai... sufocate, da. Fără condiții față de piața noastră centrală, care are și un număr de clienți mult mai mic. Domnul meu, de când s-au deschis atâtea marketuri în Piatra Neamț. Am rugăminte de la noastră să încerc să vorbesc o dată și mai clar cum a făcut-o și domnul primar și a spus câteva lucruri importante, am spus și mai devreme. Nu vreau să intru într-o polemică cu dumneavoastră personal sau cu alți reprezentanți. L-aș întreba pe domnul Orban, dar nu pot. De asta am înțeles și vă răspund. Eu nu v-am întrebat. Da. Nu să intru într-o polemică cu dumneavoastră cu privire la problema pe care ați ridicat-o. Ce înseamnă piață centrală versus un hipermarket corect care face comerț. E o gândire, din punctul meu de vedere, corectă, în sensul de a limita îmbolnăvirile cu noul coronavirus, într-o gândire profund sănătoasă, pentru a nu degenera sau a nu scăpa lucrurile din mână. Pentru că vedeți, în fiecare zi, aproximativ 10.000 și mai mult în ultima perioadă de 10.000 de oameni se îmbolnăvesc pe zi în România. Eu n-am spus și nu spune nimeni că se îmbolnăvesc doar de la piață sau doar de la școală sau doar din instituții publice. Lăsați-vă, vă rog, dacă mă întrerupeți la două secunde. Dar există în acest concept general măsuri, cum s-au luat în toată lumea civilizată, din Statele Unite ale Americii până în Germania, în Franța, în Belgia, unde vezi dumneavoastră, în Cehia, în Ungaria, în Polonia, se iau și în România, Italia, Franța, Spania, se iau și în România măsuri, nu cele mai drastice sau cele mai severe, pentru a nu ne îmbolnăvi cu noul coronavirus. Sunt pentru sănătate publică. Trecând de acest concept care ar trebui să ne intereseze în mod egal pe toți, să fim sănătoși, membrii familiilor noastre să fie sănătoși și să nu riscăm să îi îmbolnăvim sau să ne îmbolnăvim între noi, ăsta e conceptul principal de la care se pleacă.
și eu și domnul primar și colegii din instituțiile publice de concentrate, șeful poliției ISU, am venit astăzi în mijlocul dumneavoastră cu un principiu foarte corect și foarte clar. Să căutăm și să identificăm cea mai bună soluție sau soluții ca dumneavoastră, pe ansamblu producători, comercianți, care sunteți în hala centrală, să puteți să vă desfășurați activitatea în continuare în hala centrală, în piața centrală. Am spus mai devreme și vă spun din nou. Cei care sunt pe zona de lactate, cei care sunt pe zona de panificație, cei care sunt pe zona de produse de origine animală, congelată sau carne proaspătă, pe zona de pește, cu siguranță vor putea să-și desfășoare activitatea în interiorul hălii centrale, a pieței centrale. Imediat. Adică când spun imediat, probabil că de mâine. Cel mai repede. În legătură cu zona legume, fructe, trebuie să identificăm soluții împreună cu Direcția Sănătate Publică pentru a exista un circuit corect. O singură intrare, o singură ieșire sau o singură intrare, două ieșiri eventual, respectându-se un anumit traseu, să nu existe îmbulzeală. Pe zona de tarabe, cum le aveți dumneavoastră compartimentate sau puse, să existe o distanțare între ele pentru a permite și cumpărătorilor care vin să nu se înghesuie, să stea unul lângă altul din tarabă în tarabă. Să existe 1,5 m, 2 distanțare socială între dumneavoastră ca ca și comercianți și între cei care vin și cumpără. Da, este. Da, este. E și domnul director de la Direcția Sănătate Veterinară și Siguranța Alimentelor, care dau aviz și avizează tot ceea ce înseamnă spațiul ăsta comercial. Căutăm împreună soluții pentru a cădea înăuntru textului de lege, adică a respecta și legea, dar a respecta și drepturile dumneavoastră, legitime de altfel, de a vă vinde produsele în interior și nu afară. Asta căutăm să facem. Acum 2-3 zile vine frigul, după aia ce faci? Eu știu ce spuneți. Sunt piețe totuși. Piața centrală de la dumneavoastră din Piatra Neamț e închisă. Asta e conceptul. În Roma, de exemplu, unde e un municipiu al doilea ca mărime de județ, e piață doar de, nu, e doar deschisă, nu e închisă deloc. Acoperit. E doar acoperit, atât. În rest, e descoperită în totalitatea ei. Astea și să ieșim afară. Poftim? Sunt condiții aici, sunt niște condiții. Este aer condiționat. Eu n-am spus că nu sunt condiții. Ca și aglomerații, eu vă zic că nu este aglomerație. Și de aia suntem împreună și cu domnul primar și cu colegii din autoritățile de concentrate în mijlocul dumneavoastră și vă dau cuvântul de onoare că facem tot ce se poate omenește, că suntem și eu și Andrei Carabelea, suntem buni români, suntem buni nemțeni și ne dorim împreună ca și dumneavoastră alături de noi să fie înțelegere, dar fiecare să-și poată să-și facă treaba în mod corect, legal și cu respectarea tuturor normelor. Căutăm soluții și eu sper să le identificăm în cursul zilei de astăzi, din punct de vedere tehnic, dacă geamurile de acolo, de pe panoul frontal și pereții exteriori se pot da jos de s-ansambla. Da, asta și da. Panoul din șurubiele, una, două, ca să existe circulația aerului. Mai departe, DSP-ul face astăzi, în funcție de planurile pe care le are primăria, face astăzi circuitele și în cursul zilei de astăzi vom da și un aviz de principiu pentru o decizie, să spunem, care să vină la solicitare din partea domnului primar către Comitetul Județean de Situații de Urgență, vom da o decizie de principiu pentru a încerca să funcționăm în interior. Sunt soluții pe care le adaptăm din mers și vă rog să ne înțelegeți din punctul ăsta de vedere. Am venit cu prietenie și cu inimă bună în mijlocul dumneavoastră și sper ca mâine, poi mâine, să venim și să, din nou în mijlocul dumneavoastră și să fiți dumneavoastră ok și împăcați cu modalitatea pe care o vom identifica de a putea rămâne în interior. E regulă? Piața asta niciodată nu a fost revenirea. Dacă tot suntem aici, aș dori să avem și următoarea abordare. Cu siguranță va fi nevoie să stabilim o limită cu privire la numărul de persoane care vor exista, care vor fi concomitent în această piață. Din urmare, aș vrea să știu, pentru dumneavoastră, sau din punctul dumneavoastră de vedere, câte persoane trebuie să fie la o tarabă pentru a asigura vânzarea. Pentru că cât sunt mai mulți comercianți în piață, cu atât vor fi mai puțin consumatori. O tarabă e o persoană. Și niciodată piața n-a fost aglomerată. Poate și a doua, dar dacă erau mai mulți.
Nu, niciodată n-a fost două. O persoană la o tarabă. Și distanța este de 1,5 metri. În zilele de astăzi vom avea un concept pe care dumneavoastră le veți urmă, da? Eu am înțeles și v-am înțeles. Suntem oameni de bună credință, vă lasă ca și noastră. În niciun caz, și decizia de să ca dumneavoastră comercianții să aveți în continuare marfa în interior. Cu marfa în interior și să doar faceți vânzare. Doar pentru vânzare marfa afară. Îmi dau seama că e un efort pe care... Da, dar trebuie să mai subliniem și un alt aspect. Pentru că la noi vânzare foarte multă nu este. Mai ales în deci, luna dacă puneți pe cineva într-o zi normală, suntem din cursul săptămânii, să vină să filmeze, să vadă câți clienți avem noi la fiecare tarabă. Deci aici nu există. Da, în orice caz luăm în calcul chiar că este un gest prea mic. Deci este perioada foarte critică pentru noi. Deci nu putem să spunem că este aglomerație. Tocmai pentru că vrem să venim în întâmpinarea dumneavoastră, acolo unde putem, cu ce putem, veți avea tot suportul. Avem foarte puțin. Programul care vă convine? Care ne ce program? Care ne impuneți? Ce program vă convine? Care trebuie, da, punem, da, îl discutăm. Până la ce oră? La ora 4 e suficient că nu mai vine nimeni. De la ora 2 nu mai e nimeni în piață decât noi comercianii. Domnule prefect, de la ora 2 în jumătate. Dar până la ora 5? Până pe la 3 așa. 5. Mulțumesc frumos, zi bună! Mulțumim frumos! Mulțumim! Mulțumim!